ce facem în autoizolare până la urmă, pentru că și antreprenorii și echipele lor au intrat în autoizolare. Păi lucrăm poate la fel de mult, la fel de intens, dar într-un alt fel de stil. Acasă, în bucătărie, printre cei dragi, stând pur și simplu și împărțindu-ne viața puțin altfel. Ne hidratăm mult, am multă apă, ne curățăm foarte mult, ne dezinfectăm mult cu tot felul de soluții, consumăm multe fructe pentru că e perioada asta și e și post oricum e mai bine și citim. Uite, am o carte bună pe care am să pun aici să o vezi, Un viitor lung și fericit. O carte grozavă pe care o recomand oricărui om care reușește să o comande, pentru că ne arată un alt fel de mod de muncă. Deja pe Wall Street a apărut un nou indice de stay at home și work from home, în care marile companii internaționale sunt listate, Amazon, Facebook, Netflix. După această criză, lucrurile se vor schimba în modul în care noi lucrăm și această carte prefigurează un mod foarte fericit și foarte armonios. De asta o și citesc, pentru că ne pregătește de ceea ce urmează foarte clar. În rest, ce fac? În rest, hai să vedem ce mai fac pe ei. Sunt împreună cu antreprenorii mei. Am făcut un studiu zilele trecute să înțeleg mai bine problemele pe care ei le au. Iată ce au răspuns până acum. E vorba de... Întâi vreau să știu care e dimensiunea companiilor lor și vezi, majoritatea sunt între 100.000 și 500.000 de euro cifră de afaceri pe an, câți angajați au. Asta e răspunsul cel mai greu. Din 116, 92 plus 56 au răspuns că sunt în dificultăți majore sau sunt ușor deranjați de această criză. Am încercat să înțeleg și care sunt problemele specifice legate de lichiditate, de activitate blocată de lege, de aprovizionare, de lichiditate negativă, pentru că lucrez la un webinar național prin care să adun toate problemele și mai ales soluțiile pe care le pot identifica eu împreună cu un grup de experți în zona de financiar contabil, legal și personal, pentru a ajuta fiecare antreprenor din România să-și poată continua activitatea cu cât mai multe cicatrici economice și pentru a putea gândi optimist și pozitiv. Sunt soluții și în economie, dar acum pare totul foarte negru. Însă sunt soluții și vreau să contribui la aceste soluții împreună cu toți experții care îi cunosc și să dăm această informație gratuită la cât mai mulți oameni. În rest, scriu. Uite ce mai fac, scriu. Piciul perfect. O carte care sper să iasă într-o lună și în care practic pregătesc fiecare antreprenor să aibă un pitch de 60 secunde, 120 secunde și 180 de secunde în fața unui investitor sau unui juriu de investitori, dar mai ales voi adresa cele 99 de întrebări pe care nu le-ai văzut la Imperiul Eilor și pe care noi le-am adresat. Am pus multe întrebări, mi-am umplut două agende de întrebări foarte bune, dar show-ul capturează doar o esență a celor 60 de minute sau 90 de minute pe care noi le discutăm cu fiecare participant. Așa că rămân foarte multe întrebări pe din afară. Pentru un show TV e greu să pui aceste întrebări, că sunt tehnice, însă pentru un antreprenor care își dorește să își găsească finanțator, sunt întrebări esențiale pe care vreau să le clarific în cartea asta. În rest, ce mai fac? Sunt pe Zoom permanent. Uite, și acum așteaptă colegii mei să intrăm și să continuăm o ședință, pentru că toți lucrăm de acasă, într-un mod sigur, pentru a continua activitatea. Suntem conectați la softuri foarte moderne în care vedem cu toții ce facem și comunicăm odată la două ore prin mesaje video. Așa că viața de acasă, din autoizolare, e nouă, e altfel. Nu spun că este bună, pentru că este atât de nouă încât abia ne adaptăm. Însă recomand ca fiecare om sănătos la cap să aibă grijă de sănătatea lui și a celorlalți. E responsabilitatea noastră să avem grijă de ceilalți, să nu dăm șanse acestui virus să se dezvolte mai mult decât trebuie, să respectăm aceste cerințe și aceste reguli de bun simț de distanțare socială pe care trebuie să le respectăm în această perioadă pentru a evita un mai mare rău. Cu cât lungim mai mult acest virus, cu atât mai mare și mai profundă va fi criza economică care ne așteaptă. Cu cât reușim să scurtăm acest timp, cu atât va fi mai bine. Așa că te rog, dacă ești
Dacă ai încă gânduri să mai mergi în anumite locuri, limitează aceste lucruri. Ai grijă de curățenia personală, spală-te pe mâini de câte ori poți, dezinfectează-te, nu ieși, stai acasă și încearcă să-ți construiești încă de pe acum un nou mod de a vedea lucrul și meseria ta, pentru că în viitor s-ar putea să avem mult mai multe ocazii să lucrăm de acasă. Cam astea sunt lucrurile pe care le face un antreprenor de acasă și sper să mai ne auzim și să vedem cum avansăm în stilul ăsta nou de viață. Salut!